hernia inghinală apare ca o umflătură în regiunea inghinală, în general la bărbați, este cea mai frecventă la bărbați, datorită mai multor factori. În general, sunt factori care țin de pacient, de creșterea efortului, creșterea presiunii intraabdominale. Aceasta apare la pacienții care fac eforturi susținute mult timp sau care fac un efort brusc, intens, fără o încălzire prealabilă, sau la pacienții care tușesc, pacienții care au probleme prostatice și vezica urinară nu se golește la timp și crește presiunea intraabdominală. De asemenea, apare și la pacienții care au un defect de colagen, o rezistență scăzută a peretelui abdominal. Și aceasta sunt cei cu defect de colagen sau cu boli consumptive, cancere, ciroză hepatică, de exemplu. Se manifestă prin apariția unei umflături în zona inghinală stângă sau dreaptă sau bilaterală, însoțită de dureri la acest nivel. Durerile de obicei apar înaintea umflăturii. Când apare și umflătura, durerile pot să scadă în intensitate. Pacientul vine la medic de multe ori doar pentru niște dureri în regiunea inghinală. Apariția formațiunii în acea zonă, a umflăturii, deja ne ghidează către o hernie inghinală, o diagnostic de hernie inghinală. De multe ori, examenul clinic la medicul specialist chirurg este singurul care este necesar pentru a pune diagnosticul de hernie inghinală, dar sunt și cazuri în care nu este de ajuns examenul clinic, cazuri de incertitudine unde hernia este doar la nivelul incipient, unde apare doar durerea, și atunci avem nevoie și de o ecografie de a regiunii inghinale pentru a stabili acest diagnostic. Examenul clinic și cu ecografia abdominală ne pun diagnosticul de hernie inghinală. Următorul pas este de a stabili ce este de făcut. Tratamentul este doar chirurgical și cu cât este mai repede făcut, mai precoce, cu atât este mai ușor și cu complicații mai puține. Operația se poate face fie laparoscopic, fie clasic. În ultima vreme, indicațiile operației laparoscopice s-au înmulțit. Aproape orice hernie inghinală poate fi operată și tratată cu succes laparoscopic. Avantajele acestei operații laparoscopice sunt multiple, durere postoperatorie mai mică, reinserția socioprofesională mult mai rapidă, pacientul poate să meargă la muncă din prima săptămână, din primele 10 zile, în funcție și de ceea ce face la muncă. Dacă nu face eforturi fizice, după 7-10 zile poate să se întoarcă la muncă. Din punct de vedere estetic, operația laparoscopică presupune doar 3 incizii mici de maxim un centimetru, comparativ cu operația clasică unde incizia are 7-8-10 centimetri. Toate operațiile se vor încheia cu o sutură intradermică, fără fire de suprimat. Pacientul nu vine la control pentru suprimarea firelor, pentru că nu e nevoie, ele se topesc singure. Mult mai rapid reinserția socioprofesională înseamnă și costuri mai reduse pentru pacient și pentru societate.